N-am scăpat de Novăcescu. N-am scăpat de Novăcescu. Mă urmărește pe stradă să-l mai chem la emisiune. Doamnă și domnule, poveștile României. Și cu Novăcescu. Bine ai venit, domnule Novăcescu. Bine v-am găsit. Rânjește, domnul Cheș, la televizor. Mulțumesc de mine. Am vrut să te întreb pe care stradă umbli tu, să știu să le spun la prieteni pe care stradă să faci plimbarea. Și încerc să vorbesc cu Novăcescu, pe limba lui adevărat, greu, foarte greu, despre ce e aia unire, că se apropie unirea. Și pe mine chiar mă interesează, dar fără fițe pe care ți le-ai notat de când ți-am dat mail-ul cu tema, nu-ți mai nota, pentru că ești, e ca și cum ai copia la școală. Nu-ți mai nota. Hai să povestim ca doi oameni normali care au fost prin biblioteci, cât au fost. Zici și mie, ce e aia unire? Ca să fac o precizare acum, să nu fie dubii, eu mi-aduc agenda ca să-mi notez că tu sari ca iepurul de la așa, ting, ting, știi ca iepurul ăla din desenele animate, știi, ting, 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 sari de la o idee la alta. Și eu îmi notez ca să știu unde rămânem, că eu am un spirit ardelenesc. Tu cu spiritul tău de Sabin de la Craiova. Nu te stresa. Eu te-am invitat la emisiune să vorbim despre unire. Da, nu ești în stare tu ca istoric să vorbești despre unire. Ba da. Și la mine din slavă e frumos, dar te rog frumos, vorbește despre unire, bă, istoricule. În Caraș Severin e frumos. În Zine. Caraș, de unde mă trag eu, în care nu în Mehedinț. Și în Mehedinț e frumos, dar... Doamnă și domnule, cel mai mare avantaj al meu este că emisiunea asta totuși e înregistrată. Că altfel, dacă eram direct, aveam acel, să zic, metabolism, să zic, libido, și îl vedeai pe Novăcescu ajungând la 25 de chile, numai puțin de o oră. Zi-te rog frumos despre unire. Poți să vorbești tu ca istoric despre unire? Ce e aia? Da, e o întrebare de copil retardat. Iartă-mă că-ți spun ce e aia unire. Te referi la unirea din 1 decembrie 1918? Da. Credeam că te referi la unirea consensuală dintre un bărbat și alt bărbat. Că sunt mai multe feluri de uniri. Nu. Eu nu stau acum pe... Nu vreau să facem emisiune despre valorile tale, ci despre valorile tuturor, ale noastre, ale românilor. Unirea consensuală păstrează-ți-o pentru prietenii tăi. Am înțeles. Credeam că ești interesat de lume. Bun. Nu. Cel... Dar iarăși eu o să iubesc zic... femeile, spune. Așa, și eu la fel. Uh-huh. Dar nici bărbații nu-mi displac ca figuri, ca entități. Așa sunteți voi ăștia mai înalt. Da. Cel mai frumos și măreț moment al istoriei naționale. Ești mulțumit? Și cum ar fi trebuit să se desfășoare ea sau dacă s-a desfășurat perfect? Că eu unire îmi imaginez că dacă eu, o provincie, o parte de țară, indiferent care este... E momentul astral al istoriei naționale românești. Ok, metaforă faină. Lasă-mă să vorbesc. Deci eu îmi imaginez că dacă s-a unit Dobrogea, s-a unit Bucovina, s-a unit... Ardealul, în ceea ce se numește Românie, mă aștept să regăsesc valorizate toate tradițiile de acolo, toate cutumele alea extraordinare, astrale, dacă vrei, ca să te citez, în cultura națională. Că din cultura celor din Maramureș, din cultura celor din Dobrogea, din Oltenia, Banat, Bucovina, Moldova, Transilvania, Crișana și toate câte mai sunt, inclusiv București acela vechi, din cultura asta dai suma culturii naționale. S-a întâmplat asta? Evident că s-a întâmplat, dar tu nu o să accepti chestiunea asta pentru... Păi nu, pentru că este un răspuns de copil retardat. Sună telefonul pentru că înregistrăm emisiunea. Sună-te, n-am, în fine, da, îl pun deoparte. Îl pun deoparte. Adică... Da, s-a întâmplat. Să folosesc o vorbă ardelenească, chit că ție nu-ți place sau că nu ești de acord sau că ai altă opinie, că poți avea altă opinie, poate să nu-ți placă, e dreptul Evident, tău. Evident, am altă opinie. E libertate. Evident că s-a întâmplat. Însă și ziua de 1 decembrie 1918 este chintesența a ceea ce ai spus tu. Pentru, sau ceea ce am spus eu. Că eu spun mai multe și mai cu înțeles și mai documentate decât tine. Așa, hai, mai laudă-te un pic. Hai, mitică, hai. Zi, mitică. La o mie... Nu. A, dacă vrei să fac demonstrația că tu ești mitică, tu ești mitică perfect, l-am citit pe Drăghicescu. Știi cine a fost Drăghicescu? Da, mă, zi. Bă, cel mai mare întâi, nu, păi nu mai băga fitile. Problema fundamentală a ta nu mă este mai băga că, fitile. Deși ești naționalist, nu poți vorbi despre unire. Deși te dai mare apărător la... Tu ești naționalist mai mare decât mine. Mai înrăit naționalist decât mine. Da? Da. De ce?
O să-ți demonstrez, dar lasă-mă să vorbesc acum de ziua de 1 decembrie. Pentru că a fost momentul astral și la 1 decembrie 1918, și acest fapt e dovedit, acum m-am pornit, sper că nu mă oprești. Greu ca ardelenii, dar m-am pornit. Voi aveți problema asta, voi veți pedigri de ardelean. Nu ești ardelean, mă, indiferent cât ți-ai dori. Zi odată, mân cu sufletul! Eu mi-s bunățan. Uite, vezi ce am, eu mi-s bunățan, așa. La 1918, și acest fapt este dovedit de rezoluția Marii Adunări Naționale, au fost trei, da, așa s-a numit, Marea Adunare Națională de la Alba Iulia, așa s-a numit, degeaba râzi. De ce râzi? Istoric, așa s-a numit, așa s-a intitulat. Râd, râz. A, așa s-a intitulat și albumul pe care o să îți spun și o poveste faină cu, dacă vrei, și mă lași. Le-o furatea din București, locomotiva lor care au plecat de-au semnat unii. Eu cred că am lămurit povestea asta. Sau vrei să mai lămurim o dată? Nu, hai să mergem. Nu, că... Văd că nu poți vorbi despre unire. Dă-mi, te rog, un citat din Traian Bulea. Dar lasă-mă să termin. N-ai, vezi, lasă-mă. Deci au fost, doamne, trei, domnule, păreri acolo. Asta fost... este extraordinar. Este singur om pe care îl cunosc din lumea asta care e capabil să se întrerupă singur. Au fost trei grupări la Alba Iulia. De acum nu te mai bagă în seamă. Au fost trei grupări. Pe de o parte au fost socialiștii lui Jumanca și Fluieraș, care erau, de fapt, o secție a Partidului Socialist Maghiar, secția din Transilvania, care susțineau oarecum politica Budapestei și care cereau ca Transilvania să rămână autonomă și să se proclame o republică autonomă. A fost gruparea tinerilor activiști din Partidul Național Român, care cereau unirea necondiționată cu România. Și a fost gruparea Maniu Vaida, de fapt, cea mai influentă, care a spus că avem nevoie de o perioadă de tranziție. Și este, condiții. Este celebra rostire în timpul dezbaterilor care au precedat 1 decembrie 1918, că nici Dumnezeu n-a făcut lumea într-o zi. Și lui Dumnezeu i-au trebuit 7 să facă lumea. Okay. E imposibil ca într-o zi, într-un ceas, le spunea Maniu, noi să lichidăm trecutul, faptul că aparținem Imperiului Austro-Ungar și acum pe loc să rezolvăm chestiunea. De aceea avem nevoie de o perioadă de tranziție. În care s-a făcut acel consiliu dirigent pe care Bucureștiul a ras. Vreau să-ți spun că chestiunea asta nu s-a rezumat aici și mereu a fost în cadrul Partidului Național Român. Ce spune Traian Vuia? Traian Vuia este român, deci nu este secția maghiară a românității, ci este chiar român. Preambuia ala. Planoare. Au zis că mă lasă să spun povești, dar iar au băgat un fitil propagandistic. Cum, preambuia e propaganda mea? Nu, nu, că el decupează oameni buni. Decupează dintr-o rostire întreagă, la fel cum a făcut și cu Pane. Dacă dădeam toată scrisoarea, mă băgau la pușcărie. Că Preambuia nu era de acord cu unirea, dacă eu să iau până acolo. Da? Zi. Preambuia, care se pronunța el de departe, din Franța. Nu, drăguță. Traian Vuia scrie avocatului Dobrin de la Paris. Dar de aici ai scris. Zi. Bun. Mă lași să termin. Să zic cu 1 decembrie. Da, eu mă uit la asta. Dacă vrei și demonstrez de ce e propagandă. Uh-huh. Dacă vrei să demonstrez. Mă lași să-ți demonstrez. Da. Poți să mă ridic în picioare? Te rog, am ele. Deci, în amândouă. Avem în rostirea asta, unirea s-a redus la un gest teatral pe care... subliniez, ciocoi din vechiul regat. Da. Ciocoi din vechiul regat este o... Acum ca la tablă, cum fac cu studenții mei. Zi. Așa, ciocoi din vechiul regat este o formulă propagandistică folosită de propaganda de oficiosul Partidului Național Liberal, ziarul Patria, care apărea la Cluj și care era coordonat personal de doi oameni, de Alexandru Vaida Voievod și de Iuliu Maniu. Și care nu era unguri, bă, că tu tot asta zici, că propaganda ungurească. Da, mă, lași să termin. No, zi. Când a scris scrisoarea... 1920. Nu. În 1920, după ce au ras Consiliul Dirigent. Bun, accept că o scrisă... Eu nu am cunoștință de scrisoarea asta, dar accept. Deci nu de ce zici, bă, că-i, că-i propagandistă dacă nici nu știai de scrisoarea? Dar lasă-mă să termin. Vă băgați ca muscala, păi atât istorici. Eu identific formulele propagandistice. Ți-am spus, ciocoi din vechiul regat este formula propagandei Partidului Național Liberal antiliberală și antipartidul poporului al lui Alexandru Averescu. De ce? Pentru că era expresia burgheziei românești din Ardeal, care vrea să pună stabilă politică prin Partidul Național Român. Bine făceau. Vrea să pună stabilă politică expansiunii capitalismului românesc, adică acelui din vechiul regat, ciocoiesc, unde-i? Ciocoiesc,
care venea și să cucerească economic Transilvania. E în adevăr. Bă, da, pentru tu, uite pe ce scrie. Nu mă tot lua cu fraza și nu știu care. Da, îți spun că propaganda maghiară asta era, de exemplu, formula lui Vadim Tudor. Ești peremist? Ezos? Ce are, am vrut să zic, prefectura cu altceva? N-are, cu Sula, mă, cu Sula. Nicio Sula cu prefectura. N-are nicio legătură. Sula chestia care se... N-are nicio legătură cu ce discutăm noi. Lasă-mă să spun și te rog frumos, calmează-te. Sunt foarte calm. Ce-i cu traumele astea balcanice pe tine? Tu ai o problemă cu Brătianu? Nu, dar lasă-mă să-ți spun. Zi-mă. În 1919, 4 noiembrie, au fost primele alegeri organizate parlamentare în România Mare, da, pe baza votului universal. Între partidul lui Maniu și partidul lui Brăteanu s-a semnat un acord neoficial în care liberalii n-au nominalizat candidați în Ardeal. De ce? Pentru că au spus Ardealul să rămână al ardelenilor. De ce? Pentru că... Mâncu-ți sufletul! Nu Brăteanu a fost fraza aia extraordinară. Vreau Ardealul fără ardeleni și acum vii să o întorci ala PRM. N-o stai jos și ca la studenți. Doamnă și domnule, de fapt, Traian Vuia ce face? Traian Vuia spune adevărurile care erau prezente în Ardeal. Pentru că dacă vă uitați la presa vremii, o să vedeți, și o să-i dau citat tovarășul istoric, dintr-un istoric, David Prodan, așa, o să vedeți că a fost o mare dezamăgire. Nu, asta nu înseamnă că trebuie să privim istoria cu ochii de acum. Sau că trebuie să fim împotriva Marii Uniri. Nu, sunt niște adevăruri pe care le scoatem la iveală. Unirea s-a redus la un gest pur teatral pe care ciocoii din vechiul regat l-au primit cu zâmbet și au zis că suntem naivi, că n-au avut voie decât de a deschide ușa casei în care noi am intrat de bunăvoie. Bun, dăm celălalt citat. Să mai vezi că există omul ăsta. Ei, ciocoii din vechiul regat, nu admiteau nici măcar termenul unire. Baza anexării după dânsii trebuia să fie sacrificiul adus de vechiul regat prin participarea lui în războiul european. Raționamentul lor ducea drept la ceea ce dreptul internațional numește droit de la conquête, dreptul cuceritorului. Și, într-adevăr, unirea s-a făcut pe această bază. Sunt documente ale unor oameni implicați în actul unirii. Atenție! Asta nu înseamnă că eu de mâine sunt împotriva unirii Transilvaniei cu România, ci că de mâine cunosc mai mult despre frământările care au existat atunci. Domnul tovarăș istoric. Dă-mi alta. Ok. Bun. Dacă guvernul din București nu comite greșeli prea mari, nu se duce să danseze pe gheață ca măgarul, am păstrat grafia vremii, de acum 20-30 de ani ne vom trezi balcanizați, după ce am avut frumosul vis de a balcaniza pe frații noștri de dincolo de Carpați. Sunt niște chestiuni... Ai terminat? Țin de evidență. Ai terminat? Nu. Dacă citești cartea lui David Prodan, pe care ai citit-o, sunt convins, și în care spune cum a venit tovarășul director al poștelor române din București, de la Ministerul din București, la poștele române din Timișoara, tovarășul Bănățan. Și a zis acolo, s-a plimbat prin Palatul Poștelor din Timișoara, a văzut niște perdele frumoase, zice David Prodan, și, care a fost replica, frumoase perdele, să mi le duceți acasă. Acum, vă rog frumos să continuați, dragă domnule istoric. Mă las 3 minute și nu mă întrerupi. 4. Mulțumesc frumos. Primo, să o luăm. Dumneata folosești fragmente din rostiri cu scop propagandistic. Asta să vă fie foarte clar. Nu mă întrerupe. 2. Să le luăm pe rând. Ai lacune grave în lecturile dumitale. 2. În ce sens? Și demonstrez că eu nu fac afirmații eronate. Zic că eu îți iau o foaie, bă, trebuie și mie să notez ce notezi tu, ce zici tu, ca să-ți răspund. Da, ține. Dă și un pix. Da, da. Dă-mă pixul. Zi, 3. Deci, 1. Propagandă. Uitați-l cât e de bine pregătit. Așa. Lacunele domnului Sabin German în lecturile dumnei sale îl confundă pe Ionel Brăteanu, cel de la 1918, cu tatăl său, Ion Brăteanu, cel care a fost în fruntea României ca premier când s-a proclamat independența la 1877. Lui Brăteanu, și el pe ce se bazează? Se bazează cu rostirea asta care tot propaganda, eficienta propagandă a Partidului Național Român, eu am studiat. Aici găsești. Deci, iar și-au adus ăsta cărțile. Da, nu m-ai lăsat să intre cu cărțile, că are o problemă. Dacă vreți, puteți urmări, între 1921-22 a fost o bătălie mediatică îngrozitoare între oficiosul patria al Partidului Lumaniu și viitorul Partidului. Eu de acolo le cunosc chestiunea, că le-am studiat. În fine. Îi se atribuie lui Brăteanu rostirea nefericită că a spus vreau Ardealul fără ardeleni. De unde a luat domnul Sabin German asta? A luat-o dintr-o rostire a lui Panaiti Strati,
Panaiti Strate a publicat în 1919, a publicat în 1919 în ziarul socialiștilor elvețieni un material în care începea așa: îi rog pe muncitorii elvețieni să nu permită ceea ce au permis muncitorii din România, adică el era un socialist. Și mai spune printre altele că Brăteanu ar fi spus chestiunea asta. Nu există un document, nu există niciună înregistrare care ar fi spus Brăteanu. Se presupune că ar fi făcut rostirea asta Brăteanu în momentul în care a expulzat pe 3 lideri ai mișcării ardelenești, 3 români, care erau refugiați de prigoana ungurească de aici, din Transilvania, s-au refugiat în România la 1883, după proclamarea regatului, erau considerați redentiști de autoritățile maghiare și a fost o presiune îngrozitoare a Budapestei și Vienei asupra României, în special asupra regelui Carol I, și i-au expulzat pe amărâți ăștia în Bulgaria. Și atunci a fost o ostilitate violentă din partea... Mai am un minut. Habar n-am ce Dumnezeu ai mai zis. Aș fi vrut să vorbesc de momentul fain, de ce au ales Alba Iulia. Pentru că la Arad era Consiliul Național Român, la Arad erau întruniți. De ce n-au ales Aradul să fie capitala Marii Unii? Unde intra Mihai Viteazul în Arad? Păi vezi, din două motive au ales Vaida, Maniu, Ștefan, Ciceo Pop, cardina, pe atunci episcopul Iuliu Hosu și Miron Cristea. Din două motive. Pentru că 1 noiembrie 1599 a intrat Mihai Viteazul, intrarea triumfală în Alba Iulia, și 1784, tragerea pe roata a lui Horea și Cloșca. Bun. Adică au vrut să confere Albei Iulia rolul după nenorociri și de izbăvitoare. Gata, am terminat. Bun. Tu îmi zici mie de propagandă, da? Da. Acum nu mă întrerupi 4 minute. Poți să recuperezi pixul, că e al meu totuși. Cum te l-ai luat albastru, mă, că naționaliștii au roșu? 4 minute, da? Tu îmi zici de propagandă după tipicul naționalistului român de după Revoluție, care se simte cu musca pe căciulă că n-a putut să spună adevăruri fundamentale atunci când discuta despre istorie, că a mâncat puțin maro pe vremea lui Ceaușescu, scriind cărți la comandă și făcând apologia tracogeților și sacrificându-l pe Herodot, căzuma cei mai viteji, tracii, nu și cei mai bețivi și neuniți. Ok. Și acum orice discuție pe care o vezi cumva spre adevărul istoric o duci către propagandă. Cât de propagandist ungur era Vaida Voievod, cât de propagandist ungur era Traian Vuia, care corespundea cu avocatul Dobrin, aleas nume românești, nu sunt nume ungurești. Bun. A doua, tu îmi zici mie de la cună, este un parcurs al brătienilor în Vreau, Ardealul fără Ardeleni. Dovadă că fiul s-o deșteptu, tembeluțul de serviciu, așa, pe tine, momentul te decad, pe tine te decad asemenea jigniri și asemenea epitete, nu pe Brăteanu, pe tine te decad. Stai un pic. Așa. Pentru că el, asta a fost primul lucru pe care l-a făcut. Bun, hai tată să vedem cum rezolvăm. Dovadă că parcursul ăla s-a păstrat până în criza din 32, când impozitele plătite de Ardeal și de Banat erau 86% la bugetul central și impozitul vechiului regat cu Moldova cu tot 14%. Apoi, acel parcurs a fost preluat și de Nicolae Iorga, pentru că a fost în formula constatală din 1918. Iorga, care zicea așa: nu dau o uliță prăfuită din București pe toate burgurile din Ardeal și Banat. Ori, problema mea fundamentală nu este să reconsider actul Unirii. Problema mea fundamentală, mai am 3 minute, problema mea fundamentală este să înțeleg actul Unirii cu toate, hai să zicem, turbulențele de atunci. Pentru că înțelegând adevărul și spunând adevărul, s-ar putea ca să celebrez mai consistent actul Unirii de la 1 decembrie, mai consistent decât tri parade cu tri tancuri, și s-ar putea să-ți amintești că soldații n-au o mâncare prea bună la popotă, s-ar putea să celebrez mai consistent faptul ăsta amintindu-ți că n-a fost totul o nuntă, că a urmat și o bătaie de după, inclusiv Maniu cu memorandumul din 15 decembrie 1938, s-a cerut la un moment dat dezunirea de România. La Alba Iulia a fost o demonstrație pe care istoricii n-au pus-o niciodată în manuale. Acea demonstrație a existat. Tot 100.000 de oameni la Alba Iulia au strigat: nu mai vrem să fim uniți cu România. Așa că în 1862... Când au strigat 100.000 de oameni? Nu mă întrerupem, am două minute. Dar când, așa că în 1862... Dă pe Google.
În 1862, cei din Moldova strigau împotriva unirii cu Moldova. Asta nu înseamnă că nu ne stă bine uniți, rotunzi. Asta înseamnă că noi trebuie să scăpăm de niște hachițe. Și nu le-aș numi balcanice, pentru că balcanismul este un act recuperator cultural, apud Mircea Mutu, apud Zarifopor, ci de balcanoide, de acel comportament balcanoid care aste privește în ochi și mâine te înjunghie pe la spate. Despre asta n-ați fost voi în stare istoricii să scrieți. No, uite, vezi, eu în 3 minute am gătat ce n-ai putut să zici tu în 60 de ani. Despre asta este vorba. Despre ce e aia unire. Pentru că pe mine chiar mă interesează. Cum explic eu copilului meu în 30 noiembrie sau în 1 decembrie, tata, ce s-a întâmplat atunci? Ce e aia unire? Să-i zic numai, apoi să vezi că s-o unim Moldova cu, te oprești acum, cu Transilvania, cu țara românească. Cu România este zero. Înțelegi? Pauză de publicitate, nu vă cer.